Ce plante atrag bogăția în casa ta? Fie că locuiești la curte sau la apartament, plantele aducătoare de bani nu trebuie să îți lipsească. Potrivit principiilor Feng Shui, există astfel de plante aducătoare de noroc. Acestea sunt bambusul, considerată o plantă magnet la bani. Ea oferă protecție, alungă spiritele rele și atrage ca un magnet banii în casă. Busuiocul, de asemenea, nu este numai o plantă aromată, ci una care asigură prosperitate în propriul cămin. De asemenea, levănțica sau lavanda este mare aducătoare de prosperitate și calmează spiritele negative. Iedera suedeză este iar o plantă aducătoare de noroc. Astfel, iedera este o plantă perenă ce aparține sud-estului Africii. Se mai numește și floare de bârfă, iedera suedeză, plantă de bani și Charlie târătoarea. Cu toate că este folosită mai ales ca plantă de apartament, ea este una dintre cele mai bune plante care atrage banii acasă. Această iedera suedeză se poate planta ușor în interior, în jardiniere suspendate, ori ca acoperire a solului în aer liber. Dacă o cultivi ca plantă de casă, trebuie să o așezi pe o înălțime ca să permită ramurilor ei să se răspândească ușor. Și pachira este importantă în Feng Shui pentru atragerea banilor. Ea are 5 frunze pe tulpină, iar numărul 5 este considerat valoros pentru practicieni, întrucât simbolizează elementul. Relatează playtech.ro.